tuturor. Imre tot este, din punct de vedere cultural, una din numeroasele invenții ale lui Gabriel Liceanu. Cartea se deschide cu un lung extras, reprezentând portretul lui Imre Tot, făcut în cartea Dragul meu turnător. Atunci când am avut cu Gabriel discuția la Înapoi la Argument, am construit imaginea fizică, geometrică a cărții, ca fiind o scoică care este, se închide pe o muchie, pe o țâțână. Această țâțână este portretul luminos al lui Imre Tot, un portret de fost comunist, fosilă vie al unui regim pe care îl combătuse în tinerețe, în mijlocul regimului dezlănțuit, la care contribuise, cel puțin prin credința lui, în utopia comunistă. Gabriel Liceanu îl descrie așa: văd și acum culoarele frumos mozaicate ale Facultății de Drept și Filozofie, pe care un mers deopotrivă țeapăn și delicat, purtând întotdeauna papion vișiniu putred, la începutul anilor 60, asta era o crimă care echivala cu portul pălăriei în anii 50, și îmbrăcat cu un sacou, când gri poavră, când blămarin, apărea la curs Imre Tot. Intra în amfiteatrul mare Dimitrie Cantemir, dar nu urca niciodată pe podiumul catedrei, ci, executând un butevino neîntrerupt pe toată lățimea sălii, în spațiul rămas liber între primul șir de bănci și podium, plonja direct într-un discurs care curgea, vreo 50 de minute, ca apa unui râu liniștit. Rotunja vocalele după modelul limbii hune, așa îi plăcea să numească, cu o ironie drăgăstoasă, maghiară, care era limba lui maternă. Din când în când, părăsind, părând că iese din propria transă, arunca piejiți și coplice către câte o privire către suta de studenți răspândiți în semicercul sălii și care auzeau, pentru prima oară, numele lui Pico de la Mirandola, al lui Marsilio Ficino, al lui Luca Pacioli sau al lui Hippias din Ellis, precum și un fel de a vorbi din care dispăruseră cu desăvârșire poncifele tuturor materiilor infame care se predau în anii 60 la București sub numele de filozofie. Această carte este importantă din mai multe motive. Câteva au fost enunțate de Vlad Zografiu. Vreau să accentuez pe cele care mie mi s-au părut hotărătoare. Este o carte despre evreitate. Lucrul este important pentru că evreii au fost sarea Europei de-a lungul întregii istorii europene. Este o sare pe care unii au văzut-o și au prețuit-o, alții au văzut-o și au detestat-o, iar alții, detestând-o, au încercat să o elimine complet. Europa își pierde sarea și savoarea fără evrei. Noi suntem evrei oriunde ne-am duce, noi creștini. Este un lucru pe care, dacă nu-l înțelegem, nu suntem creștini până la capăt. Ori această carte pune problema evreității într-un mod care m-a interpelat și care m-a informat. Mi-a arătat ce înseamnă să fii evreu în condițiile în care te diferențiezi atât față de comunitatea evrească tradițională, cât și față de comunitatea creștină, care adeseori te persecută, de cele mai multe ori este de o inimaginabilă grosolănie. Și în această carte veți avea documente importante de primă mână despre ce înseamnă să fii grosolan sufletește cu aproapele tău. Și Imre Tot dă o definiție evreității, care e foarte interesantă pentru că nu este esențialistă, în sensul că nu pleacă de la ce este un evreu cu adevărat în el însuși, ci, iată, a fi evreu înseamnă altceva, spune Tot. Este o problemă de determinare socială. Am zice noi faptul că a fi român este o problemă de determinare socială? Nu. Ne-am spune că a fi român înseamnă ceva pe care l-am definit prin câteva esențe. Limba, teritoriul, tradiția culturală, dar el nu face asta. Pentru că asta a ajuns să semne identitatea evreiască pentru evreii care sunt oprimați. Este o problemă, spune, de determinare socială. Este evreu cel pe care ceilalți îl consideră evreu. Deci evreul este cel care este arătat cu degetul. Iar asta a simțit el și o spune mai departe. Dacă tu te consideri evreu sau nu, asta nu interesează pe ceilalți. O spun din experiență. În copilărie am descoperit, printre altele, că nu am trăsături de evreu, așa că nu prea mă considerau evreu. Dar atunci cum știau totuși că sunt evreu? Cum se vede totuși pe cineva că este evreu dacă arată la fel ca ceilalți?
n-am reușit să-mi dau seama, sau poate totuși, ceea ce am descoperit este că nu atât trăsăturile feței, cât expresia feței, în special privirea, este cea care arată specificul evreiesc. Recunosc privirea aceea plină de teamă, scrutătoare, care în evreu răsună ca întrebarea: cel din fața mea știe oare că sunt evreu sau nu? Și după gesturi, intonații, poate o aluzie, această paranoie se dezvoltă în el. Știe oare sau nu știe că sunt evreu? Cum trebuie să mă comport dacă știe și cum trebuie să mă comport dacă el nu știe? Dar cu adevărat nu știe? Sau cu adevărat știe? Și de aici rezultă o complexitate incredibilă care este parte din blocul suferinței de a fi evreu. Pentru orice român, cartea aceasta este un apel la umanitate. Ceea ce pentru mine, ca creștin, este sfâșietor, este că e un apel la umanitatea creștinului față de aproapele său evreu. Ceea ce e cutremurător, pentru că Mântuitorul a fost evreu. Noi venim dintr-o religie care este a evreilor. Și este incredibil ca peste 2000 de ani, și noi avem un precedent în cultura română cu Mihail Sebastian, să fim interpelați în umanitatea noastră creștină de un evreu pentru grosolania de a-i trata în acest fel. M-a făcut să sufăr acest lucru. Al doilea lucru pe care vreau să vi-l spun este cel pe care Vlad Zografi l-a numit foarte inspirat caracterul neeuclidian al minții lui Imre Toth. Da, era o minte neeuclidiană, însă vreau să adaug o notă de subsol la această foarte potrivită caracterizare pe care a făcut-o Vlad. Aceea că Imre Toth era un om care îi citea pe medievali, iar medievalii îl citiseră cu foarte mare atenție pe Aristotel. Poate că medievalii nu aveau minți neuclidiene, dar aveau minți bazate pe parcurgerea completă a tuturor posibilităților de raționament. Dacă cultura medievală ar fi continuat și după secolul XV, să spunem, poate că ar fi epuizat și toată modernitatea în toate posibilitățile ei. Pentru că mintea medievală era o minte care parcurgea toate posibilitățile logice compatibile cu câteva premize date. Iar acest lucru îl învățaseră de la Aristotel. Cine citește cu atenție fizica lui Aristotel, găsește acolo, cum Imre tot a știut să găsească, considerații neuclidiene. Mai găsește ceva. Găsește principiul de inerție pe care Newton l-a formulat prima oară corect și și-a bazat dinamica pe el în a doua jumătate a secolului al XVII-lea. Pentru că Aristotel vedea posibilitățile așa cum mai târziu medievalii, care sunt adevărații lui moștenitori, le vedeau și ducea raționamentul până în consecința lui ultimă. Și pentru că premisele lui spuneau că acest lucru este inacceptabil, refuza acea linie de raționament. Dar el o făcuse. Iar Imre Toth a descoperit acest lucru. Și vreau să-i aduc un omagiu în fața dumneavoastră lui Imre Toth, care nu știu dacă ar fi fost mulțumit de acest omagiu, dar îl fac. Pentru că avea o minte de medieval. Ceea ce înseamnă că avea o minte care știa bine să-l citească pe Aristotel. Iar dacă știi bine să-l citești pe Aristotel, puține lucruri îți mai trebuiesc peste asta. Al treilea lucru care m-a impresionat în această carte este noțiunea de cultură comună. Oamenii ăștia din satul mare, într-o provincie, trăind în provincia provinciei, în sensul că erau trei comunități, comunitatea maghiară, comunitatea evreiască și comunitatea românească, în proporții egale, asta e foarte interesant, dar cu o dominantă maghiară, pentru că el spune că el este de cultură maghiară și că limba maternă este maghiara pentru el, dar Gabriel Linceanu a putut să vadă în anii 50-60 ce limbă română stăpânea Imre Toth. Și în general, cum era poliglosia lui și în general cum arăta cosmopolitismul lui. Deci când spunem că era de limbă maternă și de cultură maghiară, este doar pentru a marca un element de biografie. Pentru că, așa cum Jean-Paul Sartre spunea, important nu e ceea ce au făcut alții din tine sau cum ești prin datul tău natural. Important este ceea ce faci tu cu ceea ce alții au făcut din tine. Ori ceea ce Imre Toth a făcut cu ceea ce alții au făcut din el este o minune a naturii sau a civilizației.
a fost un spirit cosmopolit incredibil, un om care și-a definit, pornind de la cultura lui maternă, care era cea maghiară, o opțiune. Spunea că noi, comunitatea evreiască din satul mare, eram de cultură weimariană. Totuși extraordinar. Cultura de la Weimar murise de mult, dar ei erau de cultură weimariană, pentru că cultura de la Weimar, dintre 1918 și 1933, era o cultură fundamental cosmopolită, o cultură care pornea de la o bază germană solidă și care făcuse saltul în universalitatea cosmopolită. Iar acolo se învârtea, primele tot, cu eleganță pe care numai cei care l-au cunoscut, cum e Gabriel Liceanu, pot aduce mărturie cum arăta. Noțiunea aceasta de cultură comună, care este o cultură a opțiunii spirituale, este foarte prețioasă. Și ea definește, de fapt, transversal, dincolo de comunități etnice, ori religioase, ori teritoriale, ceea ce este mai prețios în om. Și cumva, cartea lui Imre Todt este o mărturie dublă despre evreitate și stigmatul ei într-o epocă de prigoană, și despre universalitatea cosmopolitismului ca soluție de supraviețuire transetnică, transreligioasă, transteritorială și, vine să spun, și transistorică.